Europarlamentarul Maria Grapini a fost ales și noul mandat vicepreședinte al Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor din Parlamentul European. Voi continua lupta pentru o competiție corectă în piața Uniunii Europene. Îi asigur de asemenea pe români că voi continua lupta pentru un tratament echitabil al consumatorilor europeni, indiferent de țara în care se află, pentru o piață internă justă în care să ne regăsim cu toții la fel de just. Încrederea pe care mi-au acordat-o colegii mei este un motiv să cred că mandatul precedent a fost unul de impact. Voi continua la fel de hotărâtă munca pentru voi, a punctat eurodeputatul. Maria Grapini a mai spus că ține foarte mult la această comisie și că speră că va putea rezolva în perioada următoare, împreună cu colegii săi, multe dintre problemele importante care se află pe agenda comisiei. Totodată, europarlamentarul a precizat că va continua să se implice pentru o mai bună reglementare care să permită IMM-urilor să se dezvolte, dar și ca cetățenii să fie mai bine protejați în fața invaziei de produse contrafăcute sau cu suprapreț. Nu în ultimul rând, Maria Grapini este hotărâtă și în noul mandat să continue lupta la aproape 32 de ani de la înființarea pieței interne pentru un tratament egal al tuturor cetățenilor și companiilor în Uniunea Europeană.